Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou review auto. Astăzi sunt într-o mașină tot cu două uși ca mea, numai că e o mașină care are încă vreo două zerouri în plus, și anume o mașină chiar de lux. Un Lexus. Avem aici un Lexus RC300H pervers, cu un motor foarte pervers de 2.5 hibrid, ca să nu omorâm maiorea pinguinii. Adică se vede aici cât a botul are. Jante de 19. Hai să vă faceți idee cât de mare e botul, că poate nu vă dați seama. Aici vine Adidas Subeu și 2, 3, 4, 5, 6 Adidas are. Mașina asta nouă a costat aproximativ 86.000 de euro, că na, este full dotări. Pe aici văd că sunt locuri să treacă aerul, că na, e mai rapidă decât Fordul meu de acasă. Hai să prezentăm portbagajul, că am văzut că are, mă rog, are multe dotări. Cea mai importantă are pioara de rechin. Deci pe lângă faptul că, clar, full option, camera așa, senzori aici. Cum se deschide portbagajul? Pe unde? Aici. A fost aici? Ia uite, deschide singur. Stai mai portbagaj. Și uite cât a portbagajul. Hai să prezentăm interiorul. Uite, când deschizi ușa, se lasă un pic geamul ca să nu atingi de rama asta de aici. Și de spațiu. Da, ne scuzați de mizerie, dar am spălat-o doar pe exterior. Bă, spațiu n-am ce zice, adică fiind cupe, n-ai nevoie de bancheta din spate, o folosim mai mult pe post de portbagaj. Da, uite, stai. Avem și ceas, adică orice mașină luxoasă are să ceas. Să zic eu toate opțiunile? Ia, prezintăm aici opțiunile. În primul rând, cutie automată. Deci, o să schimb și din padele vitezele. Deci avem Mark Levinson, care e sunetul premium de la Lexus, cum ar veni. Așa. Avem încălzire și răcire în scaune. Ok. Avem pe partea șoferului aici încălzire, volan. Încălzire volan. La trapă sunt două setări. Asta e să o deschizi complet. Și aici să se deschidă puțin. Uite, dă înspre trapă. Deci acum e să se deschidă puțin. Ok, de s-a înălțat așa, acolo în spate. Și acum stai să închid. Și acum să se deschidă de tot. Stai. Se deschide cu totul, așa. Frumos. Am loc să scot capul pe aici? Nu încerc. Nu, ai mai bine, nu poate dau cu capul. Așa, avem o chestie mișto la volan. Care, chestia asta, dă aici. Aici, ia. Auzi. Se mișcă instrumentalul. Se mișcă cu totul, da. Și chiar se mișcă mecanic, adică e o chestie mecanică. Vorba aia, mecanica nu se strică acum niciodată. Putem să vă arătăm. Ce e mai avem pe climat. Aici? Ok, deci dublu climatronic, dublu, cu climă dublu bizonică, cum ar veni. Da. Deci aici ne alegem cum să meargă mașina, pe eco, normal, sport, să-i scoatem tracțiunea, să meargă pentru zăpadă și tot așa. Și cam... și avem asta senzor. Fără ramă. Cum adică fără ramă? Oglinda sau da, ce? Asta așa se numește, asta, fără ramă. Aha. Care. Și aici e și anti, dacă nu știu dacă se vede pe filmare, se vede diferența aici și aici, aici de ai, culoare. Să nu te orbească când îți dă cineva flash-uri din și spate. Poți să oprești mișto de aici și o să dispară. Am înțeles. Bineînțeles, pornirea pe buton. Da, uite, filmează acum, că a dispărut. Acum e aceeași nuanță. Da, toată, da, a dispărut. Și când apeși, îl apeși, revine. Se face așa și... După aia avem astea de lumină care sunt așa. Interesant, magie. Ia, vreau să fac și eu. Invert nu merge? Ba da, ia. Mișto. Da. După aia, asta e evident frumos cu lumină. Salut. Deci stai. Acum am prins. Deci trag asta și se aprinde și becul. Da. Cum ar veni? Mi-a venit o idee. Și o chestie interesantă, dacă l-aș aprins și o închizi, se stinge. Da. Păi mi se pare normal. Da. Să-ți mănânce bateria aiurea. Hai să închidem și asta. Hai să închidem trapa. Și după aia să mai îmi prezinți cum se mișcă scaunul și volanul când... Uite, dacă te uiți în oglindă, și în oglindă e antiorbire, se vede. Aha, că geamurile... e așa mai verzuie. Da, geamurile din părți sunt verzui. Geamurile nu de nu se vede pe filmare, dar ele sunt puțin verzui. Cu ochiul se vede, uite, poate se vede. Uite, hai că se vede aici un pic că e mai verzuliu deci, față de... Deci se vede că e verzuliu. Verzui, ca să... Când te bate soarele, da, să nu te ardă, gen e un fel de protecție. Da, protecție solară. Da. Și parbrizul are ceva împotriva când îți dă flash-ul? Nu, parbrizul e normal. N-are încălzire în parbriz și din astea? Bine, gen există, da, sunt aici toate comenzi, încălzire, am și încălzire și în oglinzile. Ok, astea sunt utile când îți îngheață oglinzile. Da. Și îmi place că oglinzile astea foarte mari așa. Bine, oricum ai și senzor și de umbră. Hai să vă zic o chestie foarte mișto. Deci mașina e de 2021. Așa. Și uitați ce există.
Stai, ăsta e CD-ul cumva. Da. Deci tu pe mașină care costă cât tu un apartament cu 4 camere în București ai CD player. CD player. E din cauza că să fie mai retro cum de are și ceas. Ideea e că Lexus-ul e, deci pentru cine nu știe, Lexus-ul e luxul de la Toyota, care e, da, o marcă japoneză. Cred că asta știe toată lumea. Mă, în caz că e cineva care se uită și nu știa. Nu e BMW, aia e. Da, ei au vrut să combine gen tehnologia, că na, e o mașină modernă, hibridă și modernă, dar în același timp mi se pare că sunt una dintre ultimele firme care cam până în, cred că și în 2023, nu sunt singur, dar cel puțin știu că până în 2022 au pus CD player. Deci până în 2005 au pus casetă și CD player. Ma. Deci până în 2005 și din 2005 cam până în 2022, nu știu sigur dacă și la 2023 mai sunt, dar sigur ai CD player și mai ales cu Mark Levinson. Nu, am fost și în, am stat și în Lexus-uri care n-aveau Mark Levinson, gen au sistemele default, cum ar veni. Sony sau ce-or avea? Nu, e un sistem default, na, de la ei. S-aude bine, dar Mark Levinson nu, s-aude excelent. Și încă o chestie, ca să înțeleagă lumea care e faza cu Mark Levinson. La început, când toate companiile de mașini, cum se numesc, căutau pe cineva să pună un sistem premium, gen cum e Bang & Olufsen, ce mai e, Boss și, Bose, da, Bose și toate astea, toate companiile, Mercedes, BMW, i-au dat mesaj lui Mark Levinson, gen la compania Mark Levinson, și Mark Levinson a, Levinson a refuzat și singura companie pe care a acceptat a fost Toyota. A, nu, doar Lexus, nici pe Toyota nu e Mark. Deci el a zis că lucrează. Deci pe Toyota nu găsești sistem audio pe, Mark Levinson. Nu, pe Toyota găsești Bose. Bose. Mi se pare că Bose sau Bang & Olufsen, nu mai știu. Care... Bose, că am văzut eu la review-uri la cineva. Deci și e Bose. Deci doar cu Lexus-ul a zis că Lexus-ul e singura. Că pomeneam de Toyota. Da, și aici și când am fost la table japoneze. Deci el a zis că Lexus-ul e singura mașină care merită să, merită să aibă sunet gen garanția de sunet bun de la el. Cum hai să vorbim și despre sistemele de siguranță, așa. Avem ce avem senzori, deci, de exemplu, de pieton sau să... pune mașina frână dacă îți trage unul frână hai în față? Hai să zic așa. Deci mașina are, ca și siguranță, are senzor spate-față. Așa. Are cameră de spate. Ia, pornește să vedem cum se vede camera, pentru cine nu știe. Și uite, avem așa, se vadă. Și putem să o facem, cred că, puțin și mai wide. Gen așa, să se vadă puțin mai mult. Se vede un pic în duș, din păcate, pe filmarea aia. În realitate nu face valuri, stați liniștiți. Da. După aia, în afară de chestia asta, ce mai avem? Avem, evident, airbag-urile, care sunt... Presupun că sunt și în lateral. Da, mai sunt peste tot, chiar dacă nu arată semnul de... Uite, aici se vede. Se rezi airbag. De aici, da. Deci sunt foarte multe airbag-uri. Mai avem, pentru cine știe... cum e la Audi la distronicul. Așa are un fel și Lexus-ul. Deci eu în față, fix în siglă, o să vedeți sigla de pe botul mașinii. S-a oprit singură? Da, a intrat hibridul acum că s-a încărcat. Aha. Deci în sigla de la Lexus din, de pe botul mașinii, în spatele ei e cum s-ar numi radarul. Care pot să am cruise control. Pot să pun deci de la 43 de kilometri. Cruise control este acela care nu-ți permite să ieși de pe bandă? Nu, ăla e lane assist. Ăla e lane assist, așa. Am și de la, dar cruise controlul are mai multe chestii. În afară că de la 43 de kilometri până la maxim, să zicem, eu pot să-mi aleg, de exemplu, să meargă mașina cu 130 și eu nu mai trebuie să accelerez. O las și așa în voie. Eu nu mai stau cu piciorul pe accelerație. Mașina păstrează singură distanța față de celelalte mașini, să zicem, când merg pe autostradă, știi? Și încă o chestie foarte mișto. Eu dacă merg, să zicem, m-am setat în mașina să meargă cu 130 și se apropie de o mașină care merge cu 90, mașina o să încetinească și o să mențină distanța și viteza cu mașina din față. Adică dacă ăla merge cu 90, mie o să înfrâneze și o să meargă cam cu 89-90 și ține și distanța. Uite, că ți arată că e acolo cu 107,6, dar s-a făcut o să, cât am parcat-o. O să zic și chestia cu consumul. Ideea este că foarte mișto e că dacă tot așa am setat 130 de kilometri și sunt în spatele cuiva care merge cu 90, când am semnalizat, începe mașina să accelereze, pentru că știe că vreau să depășesc. Am înțeles.
Deci accelerează singură. Practic un fel de inteligență artificială. Da, da, da. Consumul de obicei... Uite, arată-ne meniul de consum sau ce poți să mai faci tu, da, prin meniu, că am văzut că, deci, ai pus-o și în sport, da, azi. Deci cam așa arată dacă ai pus-o pe sport, deci începe așa să-ți arate turometru. Ok. Că pe normal, gen așa, nu ți arată. Ți arată, da, gen când pui frână, începe să se ducă în jos aici la charge. La gen când calci puțin accelerația, practic e pe eco și așa. Și când apeși mai tare e pe power. Dar în rest... Ce mai mi-arată? Poate să mi-arate asta, nici eu nu știu ce e after start-ul. Nu știu ce reprezintă, probabil de cât timp e deschisă, de 8 minute, I guess. Nu un știu. Un fel de cronometru. Cred că da, probabil înseamnă. Cine că, știe, mai uite, bine nouă, să ne explice. Uite, nouă. Nouă. Cine știe, poate peste 1 minut o să arate. Vezi să mai ceasul din Japonia, de fapt, acolo. Da, nu, 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 că ăla e cu 6 ore. Mai... E cu 6 ore. Da. Da, aici mi-arată câtă baterie am în hibrid. Jumate, a? Puțin sub jumate, aici mi-arată presiunea în roți. Ok, asta e foarte util. După aia, aici mi-arată consumul gen, cum dracu îi zice, instant. Uh-huh. Aici gen după reset. Acum s-a schimbat la 8-3 din ori. Nu, ăsta e după reset, gen. Ăsta e range-ul, momentan mai avem 138, deci cu un plin... depinde, am văzut că e diferență între benzina de 95 și aia de 100. Da, e mai calitativă, deci, cea de 100. Da. Deci cu 95 am vreo... Deci cu aia de obicei bag de 95. Am 780 de kilometri range, poate chiar și puțin mai mult, pentru că câteodată merge pe electric, mai ales când mă duc la vale și așa, și mai se... Mai ales în cât se face coloan de mașini, da, da, București, da, mergi cu, da, electric. Și dacă bag cu 100, am undeva cu 30-40 de kilometri în plus, adică nu e mare diferență, dar e acolo. Diferențele după... mari când la asta de carburant se simt mai mult, fie unele mașini sunt făcute special să meargă doar, da, cu benzină mai constativă. Cred că e ceasul de când e pornit, că uite, acum s-au făcut 10. Probabil, deci da. Deci presupun că am mai trecut. Da, chiar tu când îi deschizi bușonul, scrie ce benzină e recomandată pentru ea? Da. Și ce scrie acolo? Bine, gen scrie cifra octanică. Da, și ce cifra octanică ar trebui acolo? Baia e, nu știu cât, E10 sau... A, nu e trecut sau... 90, 95, nu, 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 nu. Nu-i trecut așa. Că am văzut mașini pe care e trecut 89, 86, cum e, da, de America. Deci aici avem cât de caldă e, mi se pare, nu mai știu dacă uleiul sau apa e aici. Mm-hmm. Una din ele, ceva cred de genul. Cred că e apa aia. Probabil, mi se pare că da. Aici gradele de afară, 30. Temperatura 30. Noi care suntem oarecum într-un fel de subteran, da, de dar în spatele, da, nostru e din, da, mai soarele. Aici sunt câți kilometri are mașina în momentul de față? Stai să dau mai puțin. Aici. Deci 41.000, aproape 42, că na, mai trebuie încă 42 de kilometri. Ei, faci tu până bine. Așa. Aici e benzina, cât e rezervorul și dacă ne jucăm cu ăsta aici așa. Te se mișcă singur așa. Aici avem și toate informațiile gen... Dacă dau în jos range-ul, reseturile, after start. Deci da, after start-ul ăsta probabil e de când e mașina pornită. Îmi arată aceleași lucru. Aici îmi arată unde e, cred că, puntea de energie în momentul ăla. Sau... Eu nici nu știu ce e. Da, nici eu nu m-am jucat, nu m-am jucat atât. Aici îmi arată din nou presiunea. Aici e o chestie dacă ți-o activezi. De exemplu, o activezi și zici mașinii că... După 5 ore să iei o pauză, după ce au trecut 5 ore, ca să nu stai tu să te uiți pe ceas că au trecut 5 adică ore. Adică e ca la tiriș, că parcă, da, și tiriș. Și o să zică, bă, ia o pauză, ceva de genul. După aia aici e gol, după aia mai putem, aici ne arată ambusola. Oh, bun. Deci e șmecherie. Da. Aici audio, de obicei dacă am o melodie mi-apare aici. Mhm. Uh-huh. Aici mi-arată dacă am lane assist-ul și cruise control-ul pornite sau oprite. Acum. Da, acum le am. Aici, în caz că am o eroare ceva, mi-apare, okay, în mare parte acolo. Și aici, na. Și ți apare automat și când trebuie să-i faci reviziile, probabil. Da, aici, na, sunt setări, vehicle settings, meter settings, că poți să pui mașina și mile, de exemplu, dacă, da, o duci pe America, să zicem. Deci aici sunt setări, nu e nimica mega wow. Și în afară de astea, deci ce poți să faci de aici, pe aici pe... Așa, prezintă-ne și display-ul acesta. Deci avem mai întâi... A se ignora valurile astea de pe, da, filmare. Deci avem mai întâi navigația Waze-ul. Care... Nu, asta e navigația, na, default. Aha. Care vine cu mașina.
În mare parte oricum nu o folosesc pe asta. Folosești Android Auto. Da, folosesc Android Auto. Ce mai e pe aici? Ce mai putem face? Nimeni. E audio gen ori să setez eu pe ce program de radio vreau sau ce așa. Aici phone-ul, aici aplicațiile, care momentan încă în România mi se pare că cel puțin nu merg. Aici avem un info care gen îți arată cât timp merge mașina, îți arată roțile, cum duc energie la motor și tot cum așa. Cum se încarcă hibridul. Da, gen îți arată. Uite, o întrebare am. E posibil să rămâi fără curent în hibrid? Da. Și pleacă automat pe benzină. Sunt două feluri de hibrid. E hibrida asta, gen cum care se încarcă mea, din mers. Care se încarcă și hibrid frână. Cu priză. Da. Deci asta se numește mild. Și mai e și plug-in-ul. Și plug-in. Asta e mild hybrid. Atâta știu și eu. Da. După aia avem aici setări gen pentru partea, deci aici dacă sunt setări mai generale pentru mașină. Aici sunt mai mult de multimedia. Da, sunt mai mult de multimedia. Adică se vede voice, phone, da, audio, uite, Bluetooth. Clock, și mai e puțin și aici cu vehicle. Deci, uite, asistența de parcare, da, deci modul am și de modul de valet în caz că eu dai valetului să conducă. Și așa. Ba, adevărul că la asemenea mașină trebuie să ai bani și de un valet. Bă, pana mea, dacă te duci undeva scump, dar în general aici, de aici îți faci gen display-ul, team-ul și vezi aici mai multe. Deci, așa, tu de unde umbli? Deci, în, de aici am meniu. De pe telecomanda asta, da, de aici am meniu, așa. Nu de e pe touchscreen. Și de aici schimb. Așa, e ca un joystick, da, și schimbi acolo. Când vreau să apăs, apăs pe el. Interesant, ia, vreau și o să bă joc, ia. Deci facem așa și schimb acolo. Și se simte foarte mișto feedback-ul ăsta, de parcă chiar observ că se simte ceva când faci așa. Da, 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 da. Da, pe filmare n-a. Mișto la chestia asta. Acum n-am presupun că nu vrei să pui o melodie să vedem cum. Ne luăm copyright. Dacă e pe drum, dăm un pic tare, dăm doar așa se audă un pic basul dacă. Vreau să e o chestie mișto că eu pot să pun sunetul să se audă mai din spate sau mai din fața mașinii. Am înțeles. Să echilibrez cum ar veni. Pot să pun de exemplu să sune gen să se audă mai tare pe partea dreaptă a mașinii și pe stânga. Nu, și în afară de asta pot să mă joc și cu basul. Are un bas mașina asta de... Răsună bine, când m-am suit prima oară mașină, parcă eram în club. Da, deci cam astea sunt... și mai e ultima care practic, dacă ți-e lene să-ți schimbi chestiile... și încă o chestie mișto, deci uitați-vă, nu știu, hai da, să dacă vedem, e bizonică. Hai să vedem aici. Uite, a pornit acum... Da, deci, tu acum ai pe partea ta... Pe partea mea trebuie să stea 21,5. Da. Deci, două... O chestie mișto, da, tu poți să apeși aici și aici, știi? Și să modific temperatura. Da, poți să faci așa. Aha, e cum ar veni tragi de o rotiță. Da, deși nu e nicio rotiță. Nu, e... da, e ca și cum ai scrolla cu mouse-ul loc să dai click pe săgeată sus sau jos pe browser. Da, aici ați, bine, fiind parcați, acum nu purtăm centura, dar aici ți apare că... Da, asta e cam pe majoritatea mașinilor. Deci aici e... Pilotul automat sau... Aici sunt controlele de climă. De climă. Și aici de audio, aici. Da. Și cum am zis, schimbătorul și toate astea. Aici pe volan am deci de aici, de pe ăsta schimb acolo să mi arate, nu, de aici e, pardon. E de asta, cum îi zice, de media, gen să schimb melodiile mai departe sau înapoi, aici mai tare sau mai încet. Aici când mă sună cineva, aici răspund și aici închid. Ăsta mi se pare să se audă mai tare. După aia aici e să mă joc pe ăsta aici așa, joci cu și să mi arate ce vreau eu ca să navighezi din meniul, da? De acolo. Și aici e ăsta, face chestia aia, butonul deci ăsta când face apeși asta. Pe butonul ăla. Ăsta e de back, ăsta e lane assist. Și de acolo por bagaj tot ce nu. De aici e cât de, deci eu pot să mi aleg când sunt în cruise control, cât de departe să stea de mașina din față, poate să stea aproape, puțin mai departe sau departe. Deci are adică mod de oraș, de autostradă. Deci are trei, da. E, și de aici, de unde, nu știu dacă se vede. Deci de aici, din spatele vă. Aici e cruise control. Okay. Ca să-l aprinzi, apeși pe butonul ăsta. După aia în sus mărești viteza, în jos o... De pe asta mai puteți să schimbi tu vitezele? Adică? Nu dădeai tu la unde astăzi joci cu vitezele? Da, de pe asta. Aha, ai padele aici. Deci aici e plus și aici e minus. Deci ești pe partea cealaltă una, ok. Da. Aici, na, asta desc... de ștergător, da, astea cred că știe și toată lumea. De lumini și de... Da, astea sunt cam la fel la toate mașinile. Da, și de semnalizare. De spațiu, hai să prezentăm un pic și spațiul. Cotier aici, e de arătat ce e de sub sau mai bine nu ne uităm? E efectiv...
sunt unde bași cablurile. Ok, așa, hai să nu deschidem că ai lucruri personale. Două de-astea așa să-ți pui paharul, da. Scrum, sau mă rog, într-una poți să pui scrumieră, dar într-o mașină, că asta mai bine da. Nu fumezi, sincer. Ce mai avem pe aici? Uite, vă că poți să încui și cu cheia aici. Da, poți să încui cu cheia doar pe două. Dacă da. E ceva așa, spațiu o grămadă aici da, să bagi mâna. În uși nu prea, deci fiind o mașină sport coupe, ideea e că în torpedo, deci cam așa arată și când e închis asta. În torpedo, în astea de buzunarele de la uși, să zicem așa, nu prea poți să bagi o sticlă sau ceva, pentru că sunt foarte mici, adică bagi un portofel, o cheie, o ceva, dar nici măcar o doză nu încape. Da, ca să-ți fructe mai mult pentru drumuri așa mai sportive, aia, nu pentru confort, să ai multe da, chestii cu ideea tine. Ideea este că scaunele și scaunul meu și scaunul pasagerului din dreapta sunt ambele full electrice. Da, o să prezentăm asta cum așezi eu la volan și se mișcă volanul. Chestia m-a fascinat foarte sunt tare. Sunt full electrice, singura diferență e că la șofer poți să îți are o setare în plus care e chestia aia de lombar. Deci... Da, chiar, adică cu masaj? Nu, e o chestie ca să stea spatele, că practic spatele nostru nu stă chiar drept. E așa ca un S, coloana. E așa. Și gen tu ai suportul ăla care îți vine așa să te țină drept așa, știi? Și să stai mai confortabil. În rest, și scaunul șoferului și cel al pasagerului din dreapta, sus-jos electric, față-spate electric, ăsta cum se numește, unde sigur mai... Gen, poți să-ți alegi un unghi, pentru că eu, de exemplu, în momentul ăsta, ca la o mașină sport, scaunul nu e așa, e puțin așa și stai cu genunchii mai în sus. Mai în sus. Dar poți să pui și plat, da. Așa, și cam aia e. Mare parte, volanul aici, deci asta e partea care se încălzește, deci de aici, unde e cusătura până aici, asta, unde ții mâinile da, de obicei. Unde e normal să ții mâna. Da. Aici... Claxonul, dar pe... nu claxonăm că suntem în parcare. Oricum abuzăm de claxon în București că e nenorocire în oraș. Și cine știe, aici cum v-a arătat ceasul. Da. Care adică... e foarte frumos, noaptea se vede super mișto ceasul. Chiar dacă gen sunt niște linii, nici nu vezi numele, nimic, dar e să fie acolo. Farurile sunt, presupun, LED. Da, farurile sunt... Hai să dai și tu fază lungă, fază scurtă, să văd și eu cu... Bine, chit că e ziua. Așa, hai să mai prezint o dată cum se ridică geamul. Închidem ușa. Și s-a ridicat acum. Hai să vedem cum luminează. Ia uite ce. Deci astea sunt pozițiile. Astea sunt pozițiile cu far. Și faza... Ai dat-o cu fază lungă? Ok. Și astea mai multe de aici sunt de ceață? Nu. Toate sunt far. Toate sunt far. Nu că uite că sunt unele care nu sunt aprinse de aia. Da, e semnalizare, am înțeles. Uite, văd aici jos, aici. Ăsta de jos e proiectorul. Da. Am înțeles. Deci, aici avem controlele pe care le are și pasagerul de, da. De spătar și partea unde stai cu curul, că nu vin acum să zic cum se numește. Și aici e asta ce e în plus, chestia asta e de lombar, asta aici. Și acum când dau așa, se dă în spate. Când dau așa, se dă în față. Dacă tot pe același dau sub el, mă ridică. Da, se mișcă aici, stau și aici spătarul. Sau, deci, dacă dau doar aici, mă ridică, dar cum ar veni doar din spate, da, aici mă ridică doar și în ridică par. Nu deci, spătarul, nu? Partea asta de jos. Aha. Și dacă dau de ambele, îmi ridică ambele deodată. Aha, interesant. Aici spătarul, dacă îl dau așa, vine... Da, cum îl vezi, și acum... se strânge spătarul. Așa. Deci cam asta e spătarul. Și acum, de exemplu, dacă apăs pe 1... Mie îmi duce scaunul înapoi cum, într-o poziție salvată acolo da, cum era el. Da. Poți să salvezi, cum am zis, trei poziții ca să salvezi o poziție. Adică apeși... cum era și la telefon, normal, silențios, da. Ca să ședință sal... Ca să salvezi, apeși mai întâi pe set, după aia apeși pe 1, 2 sau 3 ca să... Am înțeles, cum da. Ai acum, ai dat set, aici, apeși pe 1 și aia. Hai să ne comenzile aici, pe ușă. Comenzile de la șofer sunt așa. Evident ambele geamurile da. Să descui sau să încui mașina. Ăsta dacă îl apești, nu mai poți tu să deschizi geamul ca și pasager. De exemplu, dacă e un dobitoc care deschide geamul fix când ești într-o depășire da. Cu 200. Aici îmi aleg ce oglindă vreau să mă joc cu ea, right, left. Adică să modifici oglinzile. Da. Ambele oglinzi sunt electrice, le mut de aici. Mi se pare și normal. După aia, aici, ăsta e ca să strâng oglinzile. Ok. Și auto ăsta e pornit, asta când închid mașina se strâng singure oglinzile.
După aia, pe aici ce mai e? După aia aici avem portbagaj. Capot, ma, jos acolo e portbagajul la tine. Da, aici. Na, păi nu prea am mai avut loc unde capotă să pună. Capotă și astea toate chestiile de asistență, de... Ia să deschizi capota să vedem cum e motorul. Ia să vedem cum este motorul ăsta. E pe piston, e pe băț, cum e? E, stă singur. Stă singur, ia ridică că mie că eu fac vreo prostie. Așa, ia, uite, opa. Da, și aici se poate vedea. Acum este și aerul condiționat pornit în 30 de astea sau de așa. Deci, ăsta e și termicul pornit. Da, parcă. Deci ăsta e termicul, evident. Motor 2.5 în 4 cilindri în linie. Fiecare cilindru mi se pare că are 600 și ceva de cășică, gen numărul cilindrilor. La un motor de 2.5 împarți 2500 la 4 și îți arată cât are fiecare cilindru. Are, mi se pare, 600 și un pic. După aia pe aici, aici spui lichidul de parbriz. Aici? Da. După aia, sincer să fiu, sunt atât de multe nebunele aici în care poți să pui. Mi se pare că ăsta... E antigelul, cred. Da, mi se pare că e antigelul. Aia, aia e bateria sau ce e? Nu, face parte din sistem. Bateria e în portbagaj. Dar asta face parte din sistemul. Deci bateria mașinii e în portbagaj? Da. Bine, dar nu... E bateria de hibrid, cum ar veni, care se încarcă? Sau bateria e normală de... Ți-a înghețat mașina, ai pus cablu și ai pornit-o? E bateria mașinii. Am deci probabil asta e aia de hibrid. Aha. Aici. În rest, aici mi se pare că e filtru. Ok. Care vine gen de la aerul din față. Uite, la... pentru o să vorbiți de mentenanță. Cât e mentenanța? Adică odată pe an sau la cât timp îi schimbi deci... uleiul și filtrele? Cât deci costă? Eu costă? Duc, deci eu mă duc cu el. Ah, uite, și e și ceva capitonat așa să nu răsună. Da, să nu se încălzească după aia și aia, la fel să îți arată să nu pui mâna, mâna așa, așa. Că... Și chestia asta, uite, dacă vină aici, să arăt. Deci aici unde e motorul, e același material ca aici. Da. E materialul ăla mai scade din căldura care e degajată și aici ca să e fix deasupra, că vezi că e o gaură pe unde să mai iasă, pe unde iese aerul. Să iasă aerul cald și e pusă asta fix deasupra ca să nu pățească ceva capota. Aha. Sună super bine. Înainte, o grămadă de scris în japonez aici. Da, înainte să zicem de revizie, aici era, e semnul de la Lexus, unde în spatele lui, cum ziceam, e radarul care, gen așa se numește radar. Nu se vede pe aici, nu cred. Nu se vede. Deci, în reprezentanță, o revizie, care eu o fac nu o dată pe an, dar o fac o dată la 15.000 de kilometri. Dacă tu faci kilometri. Fac kilometri. Costă undeva între, deci cel mai puțin am dat 1200 de lei și cel mai mult 1800, dar asta l-a reprezentat. Câți litri de ulei? 4-5? Că e motorul mare totuși. Mi se pare că 4 sau 5, da? Și foarte interesant, poți să ghicești ce ulei folosește? Clar un ulei subțire, eu a zic eu un 5-30. Nu, hai să zic, vrei să zic? Hai 0-20. 0-20, am zis eu că un ulei subțire. Ca să înțelegeți la hibride e un ulei mai subțire oricum. Ca să înțelegeți care e faza cu 0-20, în mare parte ce am citit și eu pe net și așa, sunt două, în mare parte, mașinile japoneze folosesc 0-20, da... Astea mai spor gen, să fiu mai exact, așa? Am mai citit motoarele de pe mașinile de la Motorsport. Uh-huh. Deci e un motor, deci motorul ăsta, ca să înțelegeți, ca să meargă bine, din când în când trebuie să îl fuți, cum ar veni. Să-i dai o dată talpă așa. Să dai talpă că păi el da, cu cât mai desfunzi. Cu cât e în rotații mai mari, așa? Cu atât se unge mai bine. Clar. Cred că am zis cam tot ce era de zis. Hai să vedem cum stau și eu la volan așa. Și da, după aia urmează test drive-ul prin minunatul București. Dacă n-ar fi deschisă mașina, acum bipăie că e cheia în afara mașinii. Ok. Când apeși, deci se vede aici, nu știu, dacă dai puțin, se vede în urmă da, aici. Să bagi unghia acolo. Nu să bagi unghia, dar dacă apeși, aici se închide mașina. Da, hai să nu apăsăm. Da, pe... Și când bagi mâna aici, se deschide, se descuie mașina. Mm. Nu contează dacă ești pe partea cealaltă sau pe partea asta. Da. Rezervorul de benzină. Ia, scrie uite, pe aia cât cere. Cât o ziceai, uite, e 5 E10. E5 E10. Și zice nu diesel. Nu diesel, clar. Da. Mașina să fi scris 100 sau 95. Nu. Bă, e bine că nu-ți cere, că am văzut pe mașini vechi, gen Golf 5, că alea cereau benzină de 98 cel puțin. Ba, bine. Nu. Depinde acum și de motorizări. Hai să vedem cum e când stau așa în mașină. Bă, da, îmi place aripioara asta de rechin. Are așa tente. Ia.
Deci, când mașina se mișcă scaunul sau cum facem să se miște scaunul? Deci, nu. Fii atent. Când faceai tu cumva, când te ridicai, da. Ieșea și volanul cumva. Ja, uite, o să pun cheia aici ca să simtă mașina cheia și fii atent. Ia. Ține piciorul pe frână. Așa? Așa și apasă pe stop. Gen pe start-stop. Gen chestia asta e făcută în sensul când închizi mașina să te dai mai ușor jos. Da. Și acum pornește. Plus că sunt și ușile. Din nou frână și power. Da. Și acum te bagă pe modul de condus. Dar oricum o ai pe parc acum. Da, dar nu contează. Și văd că mai e o pedală aici pusă. Da, aia gen e cum ar veni frâna de mână. Numai că e la picior. Dar chiar mă, tu n-ai frână de mână. Da, să da. Așa. Aia practic e frâna de mână. Da, interesant așa. Deci aici se vede puțin. Aici e o bandă LED. A, și luminează clanța noaptea. Și luminează noaptea. Clanța ca să știi de unde dracu apuci. Doar când e mașina oprită sau tot timpul luminează banda LED? Doar când e mașina oprită. Ca să știi că da, după aia nu mai... Gen o descui și se aprinde aici. Nu! Deci dacă simte cheia că vine... Ia, hai că a pornit termicul. Dacă simte cheia că vine înspre mașină noaptea, se aprinde automat. Am înțeles. Deci trebuie să simtă cheia că vine înapoi. Deci din tot ce are mașina asta, cred că o dotare îi lipsește. Să poți să pornești mașina de la distanță. Da, aia e o dotare care eu știu pe ce e. În general sunt pe mașinile care sunt venite din America. Pe alea sunt? Deci orice mașină importată din America... Deci model de America cum ar veni. Deci, da, deci nu mașini americane, adică să nu înțelegeți... Doar Ford și Chevrolet. Că dacă vă luați Ford din România o să aibă chestia asta. Clar. Dacă vă luați mașina din America și o importați... Adică acum ar veni modelul de America, da, practic. Modelul cum de e Mustang-ul de America și cel de Europa. Deci dacă vă importați mașini din America, o să aveți dotarea care este foarte utilă dacă ai mașina, să zicem, parcată în curte, e frig, și dai să pornească din cheie și până intri mașina s-a încălzit. Sau dacă ai Tesla, care aia e peste tot. Sau Tesla. Hai să vedem cum e mașina asta în București. Și am pornit. Hai să o ascultăm la relantiu așa cum se aude. Acum e doar termicul? Da, la relantiu nu se aude termicul pentru că e foarte... Uite, acum am trecut peste un limitator de la de viteză. S-a simțit că s-a ridicat mașina, dar nu te-a zguduit. Da, da. Bine, mergem și încet acum. Acum o să fie și soarele ăsta. Dacă nimerim pe unde sunt îmbinături de aia de pod, acolo e provocarea supremă că sunt îmbinăturile foarte prost făcute. Hai să vedem, lovim bara aia sau nu o lovim? Nu o lovim. E prea sus deci, totuși. Ca înălțime, nu știu ce înălțime are, dar ca lungime are 4,70 m. E, cred că cât două Ford de ale mele, adică... Deci, ca idee, un Rolls mi se pare că are 5 m, 5 m și un pic. Mașina asta are 4,70 m, adică e aproape acolo. Da. A, și pe lângă asta, eu n-am fost primul care a făcut review la această mașină. Întâi a fost pe mâna celor de la atelierul de detailing. Vali sau Vlad îl chema, că mereu încurc. Vlad. Vlad a fost primul pe mașina asta. Îl salutăm dacă vedea clipul. Da, uite un Ford parcat acolo, cred că era calbeu sub podul ăla. Acum pornești și termicul? Acum e termicul. E termicul, dar... Da, avem și aerul condiționat pornit, dar nu se aude. Păi nu, că suntem pe normal acum. Ok. Să o dai după și pe sport dacă ai pe unde. Da, da, da. Mai întâi să... Ca aici, așa? Dacă ne-or lăsa și ăștia să intrăm. Uite, acum se aude că accelerează. Da. Să nu putem și noi pe banda asta. Și, deci, momentan, deci, sunt două chestii trebuie să faci când faci pe sport. Mm. O bagi, gen, dai de schimbător în stânga și intră manual. Ok. Și după aia dai o dată pentru sport, da. O dată pentru sport plus. Sport plus. Și ne jucăm din padele. A, și tu acum din padele schimbi viteza. Da. Dacă uite, ai și turometru acolo. Uite, acum ai dat treapta inferioară sau de motorul, dar din păcate n-avem pe unde să mergem. Da, da. Aia e chestia că e aglomerat aici. Da. Oricum, pe autostradă mașina asta e orgasm. Ia, auză. Când pleacă termicul, da, totuși, un 2.5, așa trebuie să iau de un motor sănătos. Când e pe sport, e doar termic. Nu mai intervine. Nasol că n-avem pe unde să... Că na, ne apropie prea mult de dusterul din față. Nu contează, intrăm în curorii dacă trebuie. De așa? Spunem și noi banda frumos. Și ne punem în coloană cât de curând, că pe aici e aglomerat. E, vedem noi cum... Da, vezi, ne-am găsit loc să filmăm în Lexus-ul, că fix unde stau cei mai bogați oameni în nordul capitalei. Chit că noi nu stăm în nordul capitalei.
Nordul, semnând Băneasa și Pipera, nu Gara de Nord. Uite, avem și o mașinuță care cred că costă cât Fordul meu doar, sau poate chiar mai puțin. Dar chiar, cred că Fordul meu face cam cât doar o... Uite, văd că și niște beculețe, astea de senzor de unghi mort. Da, da, ăla e senzor de unghi mort. Aha, interesant. Uite, bă, mă, uite, se simte super mișto. Uite, opa! Și e mișto că atunci când accelerezi, nu simți că te bagă așa în scaun, că pleacă lin. Da, câteodată simți când e fix atunci când apeși pe... Uite, uite acum, acum da, un pic te trage, că accelerat și știi cum, tu erai aproape forța, oprit, aia e chestia. Nu, 100 la 40 la oră și vine forța, uite. Da. Imediat, cum apeși... Imediat schimbi. Da, deci pe sport, cum apeși accelerat, ți-a cum răspunde mașina. Ceva de genul. Super mișto, sculă de basculă, cum ar spune. Da, hai să o punem și pe normal, să mergem și pe... Mai salvăm și noi un pinguin, totuși. Să nu-l facem să tușească. Da. Și pe normal e... încă o chestie. Când mașina e dată pe sport, pe sport plus, manual, cum vreți voi să-i ziceți, se întăresc suspensiile, are suspensie adaptive. Ok. Și se întărește și volanul. Gen, e mai greu de făcut așa. De virat, virești mai greu. E mai dur așa e volanul. E mai rigid, ca să fim mai preciși. E mai rigid. Fix ca să ai chestia aia de sport. Da. Deci fix, da, pe normal, chestiile, da, ea în proporții de 95% e o mașină sport, în sensul că și pe normal n-o să ai cele mai confortabile suspensii. Da. Tot o să simți gropi și chestii de astea, numai că nu la fel de tare ca pe sport. Râdem, glumim, dar la ce grope avem noi în România, e imposibil să nu le simți, treci și cu tancul. Da, da, zic așa, deci ea pe normal se conduce foarte frumos. La ce merțanul ăsta mat? Nu simți când se schimb vitezele. Uite, noi acum, deci aici, dacă filmezi, arată chestia de EV, înseamnă că momentan mergem pe electric. Acum a dispărut, a intrat termicul. EV înseamnă electric vehicle, mașină electrică. Deci un Fiesta ca al meu. Da, da, da. Normal. Trebuie să treacă și un Fiesta, dar nu e în două uși. Da, era tare să fi trecut unul cu un Fiesta ca al meu să faci liniuțe. Are un pic de așa, gen dacă accelerezi, uite, vezi, prinde, se duce deja, avem un da. La oră. Da, da, uite, s-a auzit doar asfaltul, atât, adică se simte că e normal și nu e pe spor, nu se aude vrumul ăla așa de 2.5. Mamă, asta chiar că zici că e mașină, e cracoșuge la cum arată. E, și acum să vedem dacă, na, nu, că o să plece, na, că să vreau să... 0-100 în cât timp prinde mașina? Mă, 0-100 ceva în vreo 6 secunde. În condițiile în care este și grea mașina. Deci, ideea e, mașina e foarte grea, fiind hibridă. Câte tone are? 2,5? Nu, e mai ușor, are 1,8 tone. Doar atât? Deci se duce înspre 2 tone, numai că, deci mașina are 223 de cai, cu 221 newtoni. Deci aproape un 1-1 la cai cu newtoni. Da. Ceva de genul. Da, își face treaba pentru o mașină gen care e folosită daily, pentru o mașină care când vrei să te dai la ea să ai puțină adrenalină, să conduci mai sportiv, poți. Consumurile sunt... Uite și o Tesla, deci, cred că competitoare pentru mașina asta, deci zice. Cel mai mic consum pe care l-am avut a fost după ce am făcut plinul și am mers gen 40 la oră, 50 la oră ca să văd cel mai mic consum pe care, gen cel mai mic consum instant pe care poți să-l scoți și am avut 2.2. E bun. Da, în mare parte 2.2 fiind hibrid. Da. În București și la 40-50 așa mai mult pe electric ai mers. Deci în București în mare parte am consumuri undeva între 7-2 cel mai puțin noaptea și 9 maxim ziua. Ceea ce eu zic că e bine cu ce care este un motor mare și o mașină grea. În timpul zilei. Plus încă o chestie, ajută hibridul, deci ca să înțelegeți cât de bun e hibridul ăsta și cât de mult ajută, la un motor de 2.5 am impozitul de 15 lei. 15 lei? Da. Și eu am 55 sau 56 de lei pe 1.3. Da. Fiind, na, mașină simplă. Uite, deci văd că se aprinde aici când e unul în unghiul tău mort. Da. Uite, asta e super tare. Da. Și dacă dai și semnal, îți bipăie sau ceva?
Dacă e un unghiul tău mort? Nu, dar oricum îl vezi, adică te uiți și... Gen... Oricum trebuie să te asiguri. Uite, ăsta acum, din ăsta care e roșu acum, da, dacă nu, ar fi... Mai în față un pic, sau mai în spate, de fapt. Cam fix cum e el acum, că, de exemplu, te-am și pe tine în dreapta și nu prea îl văd, să zic așa. El acum e fix în, cam în unghiul mort. Da, dar că nu s-a aprins încă. Da, pentru că stăm pe loc. Aaa, se aprinde doar în mers. Da, pentru că ar fi enervant dacă ar fi cât timp... merge, da, că problema că e în unghiul mort, că se mișcă și el, așa că te-a pus să schimbi banda și îl stă pe lor, n-ai nicio treabă cu el. Da, exact, exact. Bai că numai plusuri, minusuri așa, dacă e ceva ce nu-ți place la mașina asta? Ma, o chestie care, na, trebuie să stai mereu puțin cu frică și să te obișnuiești la un moment dat, e faptul că e destul de joasă. Da, mașina. Chiar e joasă, e că se vede... Cam cum fi... Bine, eu stau și mai nasul așa, dar oricum, dacă mă pun și mai așa, tot e cam destul de joasă. Da, ea nu pare atât de joasă, pentru că, na, dar botul mașinii și astea sunt destul de joasă, deci mai ales în București trebuie să ai grijă unde o parchezi, nu poți să te sui pe borduri, doar pe unele care sunt borduri de alea mici. Deci pe borduri mici, pe... deci maxim cum însă astea de aici poți să te sui? Sau sunt mari astea? Astea sunt mari. Sunt mari, deci astea e clar. Deja, astea deja sunt mari pentru asta. Poate doar dacă... E bordură de aia unde e trecere pieton lăsată mult. Da, da, în mare parte de alea. În general cam... Deci borduri de maxim două degete. Cam ăsta e minusul. Deci mare, și asta e un minus foarte mare, mai ales dacă ești și, eu de exemplu am permisul de un an și ceva, după ce se face 2024 fix în prima lună, fac 2 ani de permis. Și o să fac 4 ani de permis atunci. Da. Deci pentru cei care nu au foarte multă experiență ca și șofer, e destul de greu să parchezi. Pentru că trebuie să știi cât de lungă e mașina și așa. Noroc cu camerele pe care le ai. Da, în rest, alte minusuri nu vin acum neapărat. Probabil ori mai fi. Dar având dacă vedere... era o echipare mai cheală, ca să zicem așa, ar fi fost mai multe minusuri. Probabil... Cum ai zis de parcare. Da, dar în momentul în care ai senzor și camere, ți este ușor. Uite, eu de exemplu cu Ford-ul meu, am doar senzorul de spate. Aia sunt util dacă e ceva mic, un stâlpișor sau un câine și nu-l văd eu când dau cu spatele. Da, ca așa, aia fiind o mașină, ia ce vrei să faci. Da, dreapta, da, văd că se pune frână. Nu prea se poate. Aici de obicei, îmi place, dar văd că acum probabil se stă la stop. De obicei mai fac așa un șerpișor printre mașini, să zic. Dacă poți, îți permite motorul să te baci stânga-dreapta așa să faci. Am mai văzut unii cu un audio decapotat. Ia uză, opa, suntem pe modul sport acum. N-avem cum să ne încercăm să jonglăm, dar nu prea putem că vine cel din spate. Da. S-a aprins și acolo cel de unghiul mort. Cred că e roșu. E, că sunt vreo 2-3 semafoare aici pe Chițelef. Nu, că de unul am trecut, uite, se face verde, hai să vedem. E aici o intersecție unde e bustul majestății sale. Bine, până în semaforul de la Piața Victoriei. Stai așa. Da. Și mai e un semafor și la școala numărul, nu știu ce număr are, sper că e numărul 7 aia. Că e o școală pe dreapta. Nu știu. Mai e o școală aici. Până în Muzeul Țăranului Român, mai e o școală acolo. Până la Antipa. Da, până în Antipa mai e o școală pe dreapta, îmi scapă cum se cheamă. Dar e până în 10 școala aia. Da, alte minusuri, bă, ți-am zis, nu vin acum. Cred că unul din singurele minusuri simt eu că... Prețul de achiziție, că da, e o mașină scumpă. Bine, minusuri vorbind, ia ca și mașină, nu neapărat ca și preț, mi se pare cam puțină putere pentru un motor așa mare. Deci putea să aibă mai mulți cai. Da. Da, acum, nu e deranjant, până la urmă am zis că... Presupun că frâne față-spate doar plăcuțe. Da. N-are ce să caute tamburii pe mașina de scumpă. Uite, vă, că ai baterie pe navigație. Bateria e bateria navigației sau bateria toată din mașină e? E bateria telefonului. A, tu ai acum mirror ăla. Nu, dar e conectat și prin Bluetooth telefonul. Aha. Și mi-arată bateria telefonului. Deci, uite, acum trecem pe lângă un canal. Hai că nu s-a simțit, nu l-ai călcat. Dacă mai prindem un pod de la ceva, se simte, să vedem cum, uite aici e un pic mai adânc, hai că tot n-ai atins acolo. Scurs cum e la denivelare așa. Vezi cum te bagă în scaun. Te bagă, uite, acă au mai luat canalul, dar abia dacă s-a văzut așa. Uite aici încă mai o școală și în față mai un semafor. E cam plin, dar astăzi n-am putut să mă, ce vrei, e mars până la urmă în timpul săptămânii. A, și pentru cei care n-ați observat, am pus și pe Instagram, am donat sânge. Mi-ați donat destul? A fost ca să donez și eu pentru unii care chiar aveau nevoie de mai mult decât de niște câțiva euro. Dacă te apropii acum,
Nu bipăie? Gata, bipăie. Adina a trecut un nene printre mașini și a început să bipăie. Deci și acum arată bine, acum se îndepărtează asta și nu prea mai da. Să vezi. Bă, ca să te laud un pic așa, cred că asta e cea mai, cât am filmat acum, asta a fost cea mai scumpă mașină în trafic. Nu știu cât costă Tesla asta din e față. Cam aș... E același preț? Bine, dacă e să le luăm gen ambele mașini noi, asta e mai scumpă ca Tesla cu vreo 20.000. Știu că Tesla e destul de ieftină SH, adică cred că o Tesla SH e la preț de... Da, e și începător. Știu că o Tesla SH e la preț de Duster nou, undeva pe acolo, da, poți să găsești. Nu, e mai scumpă. Mai scumpă? Da, e vreo, nu știu, 30.000. Depinde și de model acum. Da, depinde și de anul modelului. De an, de kilometri. Și ca de final, că n-am mai stat să fac outro-ul pentru că eram foarte entuziasmat de mașina asta și cât de mișto să aude, să auzea muzica, o să vă pun o bucățică scurtă la finalul episodului. Vreau să dați follow și pe Instagramul tipului, aveți aici Instagramul lui, Just Codin, și o pagină cu imprimeuri de tricouri unde apare și el. Băieții fac niște tricouri, niște imprimeuri mișto, poate fac cu ei o colaborare și pentru un bărci de pe canal. Cam atât. Cam ăsta a fost și videoclipul. Dacă sunteți din București sau aveți drum București și vreți să facem așa un videoclip cu mașina voastră, un review total neprofesionist, pentru că dacă m-aș fi suit la volanul mașinii astea, maxim mergeam dintr-o capăt în altul al orașului și atâta. Eu n-am cum să-mi viața mea hidravată, nu am manuală. Aia e, și câte butoane avea acolo, mă pierdeam. Dar oricum, o mașină mișto, rău. A doua cea mai scumpă mașină care m-am suit, m-am suit doar într-un G-Class. Ăla era... mai șmecher așa, na, Mercedes și da, dar oricum, genială și mașina asta. Luați acum ca de final, cât de fain se aude muzica în mașina aia.